Da, mă, ești nebun la fel. Hai. Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Eu pot să zic că am intrat deja în vacanță, bine, am intrat răcit, că după cum se vede, numai eu pot să răcesc când strălucește soarele așa tare. Voi, cred că ați intrat și voi în vacanță, dacă nu, duceți-vă la jucală până vine. Excluzând faptul că am vocea că ăla de la Antena 1 care prezintă ce filme urmează, vreau să, nu știu, să vă zic ceva. Nu vacanță plăcută sau Crăciun fericit, nu. Nu. Vreau ca până de Crăciun, nu știu, să postez câte un vlog în fiecare zi. Știi, să am așa vreo 5-6 vloguri, 4, 5, 3, 2 vloguri. Să-mi dați așa și mie niște idei cu ce aș putea să filmez așa pe o zi pe alta, să așa, că să-mi podobesc bradul, să... Dar bine, eu n-am brad încă, dar vreau acum câte vacanțe, știi, că după nu mai am timp, nu-mi bine, lene, mie nu știu ce și vreau acum să dau tot așa din mine și după să stau așa. E ca și cum îmi construiesc acum o casă de aia mare, 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 știi, și după ce o construiesc, stau așa la etajul 40, stau așa și mă uit la până, mă uit așa peste ora, dar de ce fac mă acolo pe 40? Vreau să deschid această serie, o să reacționăm azi la Christmas Fail 2016, că acum e 2017 și poate omul e plecat și nu a avut timp să pună episod, da? Nu-i contează. Nu uitați să lăsați un like, ca să-mi iau și eu un cadou frumos din like-urile pe care le dați și hai să reacționăm. Bun, deci voi știți cum e regula, eu dau dislike prima oară, că nu știu dacă o să-mi placă, știi? După mai dau like, dar de obicei la tipul ăsta, la fail, nu prea-mi place mie, așa că... A, ei, Doamne ajută, hai să vedem ce se întâmplă din prima, văd că e un moș... Bă, ce sunt? Bă, eu mai reacționez. Bun, deci aici e un moș Crăciun, da, care îți dă cu... parapanta și nu o să mai dă cu parapanta, o ales să meargă pe jos, știi cum ar veni. Ruși Moș Crăciun care... Molo, ce... Ok, și avem aici o crăciuniță mai dolofană. Dar ce proastă e, ce râde, bă, ce ai făcut, bă, dar stai, eu ce-o văd aia, ce-o văd aia? Mie deja mi-a dat lacrimile, dar nu știu de, pentru că mă ustură gâtul când vorbesc sau că am râs, deși cred că e asta cu gâtul. Și că era o casă de turtă dulce și a încercat să spargă, numai că aparent era o casă de turtă tare, nu turtă dulce, mă înțelegi? Și bum, și eu fac o mare parez aici la deget. Bun, Moș Crăciun care alunecă, dar nu s-o prea lovi, nu știu ce se... Dar s-a făcut de râs, atâta tot, da. Eu nu prea-mi plac mâțele, deci nu cred că o să râd la de-asta cu mâțe, dar e proastă, ce poți să-i faci? E proastă, cade din picioare. Dar e vine la tine, dă cadou, joacă și-o de-asta, știi? Oh, no, 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 no. Ah. Opa. Ba. S-a dus pe horn, știi cum e. Da, m-a zis că nu-mi plac mâțele, deci nu o să râd de astea cu mâțe. Mamă, ce este din 2000? It was at this moment that he knew. He fucked up. Videoclipul, cred. Păi, lu, mamă, iar de asta cu mâțe, mă, și ce vrei să-mi arăți? Că-i lat aici și ce? Dacă vrei să iei cadou, nu te lasă. Păi, ești nebun. Mă duc să-mi cumpăr o pisică, du-te drept. Dar nici n-am ieșit din cameră și am mai văzut vreo două cu mâțe, dar e ok, e bine. Your second gift for the night, ok. Asta-i țestoasă, ninja. Mamă, ești nebun la fel. Hai. Oh, da. Întreabă dacă e bucuros ăsta, au zis da. Și ce eu când? Ce e? Bă, ce faci cu față, bă, copile? Bă, că strâznesc una, cum nu vrei, mă? Păi eu ți-am dat, tu primești! Ce dacă-i de fată? Joacă-te cu ea! Bă, frate, mă, ce pretențioși sunte! Mamă, ce să zic, o greșit și el genul la jucării și plânge. Get prank! Copile, ce ești? Ok, aici un cățel care, da, bă, mi-mi plac cății, cății îmi plac, da, dar nu vreau. Asta face mușchi de Crăciun și o să-i cadă aia peste ea mai mult. Opa! Bum! Planton! Și-a mă fă flotări! Fă mă flotări acolo! Ei, uite ce s-ascunde de copil aici, ce face? Aici trebuie să fie ceva care ori superă, ori sperie. Oi, oi, sau cade, nu, na. Ce prost e! Uite-l și pe ăsta, mă, tare proști sunt de să moară, frate, dacă nu. Era mai există în 2017, nu 2017, 2016, să zic că dau vina pe an, că-s mai înapoiați, așa, bă, dar chiar mai există oameni. Atâta de proști, mă, serios, adică... Ia, bun, hai să vedem. Bum! Bravo, dar ai IQ minus 25, 200, ești prost, tare. Da, bun. Și bum. Bă, cât de prost să fii, mă? Bine, măcar că-i bradel artificial.
Are ADHD, stai că trebuie să o mai văd odată. Ia, ia. Eva! ADHD. Bun, bun. Gata, s-a oprit ADHD. Ai văzut cum o reacționat? Nu vine să crezi ce reacție a avut asta. Băi, ești debil, tu ai văzut ce reacție faină a avut? Fii atent, fii atent, fii atent. Uite, Poco da cu capul. Fii atent. Normal, ești... Da, frate, ce-am făcut? Ești nebun la cap. Genial, genial. Nu, dar nu vreau să... Nu, dacă... Mă duc să-mi iau o pisică, mă duc. Bă, știți ce mi-am dat seama? Pe lângă faptul că cred că am sânge prin gât, că mă ustură tare și am râs. Vreau să vă zic că e mai fain așa, mă, când reacționez la ceva și știu că îl filmez, știi? Că e mai fain așa să știi că se uită lumea la reacția ta, nu, parcă devine mai amuzant, adică clipul a fost de clip, serios, e terminat rău, e un de clip. I-am dat dislike, i-am dat, bine că i-am dat, am știut dinainte. Dar atmosfera sărbătorilor, feeling-ul ăsta că îl filmez pentru YouTube, nu știu, mi-a dat așa un vibe de la mai bun. Am reacționat la un de clip, dar l-am făcut mai amuzant, da, asta e. Dar bă, nu uitați neapărat să lăsați acolo un comentarii sau mesaje private unde vreți voi niște idei pentru vlogurile astea așa zilnice. Nu știu, dacă pe ăsta îl pun azi, de mâine vreau să încep serios, deci vreau să am 6 vloguri așa unul după altul. Am neapărat nevoie de ajutorul vostru, orice idee e să fie zilnic, atâta vreau să fie așa, atmosferă, Crăciun, Crăciunițe. Moș Crăciun, un follow pe Instagram, un like acolo, un ce mai vreți voi și ne vedem. Bă. O să-mi urez singur vacanță plăcută, că probabil voi încă sunteți la școală, așa că nu știu. Aveți grijă la ce dați test. A, bă! Deschid TV-ul din camera de hotel și mă pierd ca în liceu pe tabelul lui Mendeleev. Am sânge pe mâini, tot repet că nu urăsc pe nimeni, blugi rupți. Demonul cu mine, ochii de o fântâne adânci, mișcând prin spații, conture tăiate din umbre lăsate la întâmplare, văd broasca-i mea.